Salut și bine v-am găsit la o nouă emisiune After School Învățăm Împreună. Ei bine, astăzi Marcel vine să ne provoace la duel. Am făcut și o rimă. Nu ne va vorbi despre duelul de acum, ci despre un duel din vremea medievală. Vom vorbi despre turnirurile medievale. Salutare, sunt Marcel, sunt proful tău de istorie și astăzi am venit foarte încântat. Am fost cu fiii mei la un concurs de karate și mă rog, a luat și ea un loc short undeva pe acolo, dar mă uitam la copiii aia cum fac puf, paf, tros, plios, hodorong, tronc și mă gândeam, zic, bă, uite un reflex pe care l-am avut noi oamenii de-a lungul istoriei de când ne știm. Bă, din antichitate, de când avem primele surse istorice, știu că făceau aia acolo, se băteau, se luptau între ei, neapărat cu niște spectatori care, nu știu ce, nu mâncau popcorn, dar în sfârșit probabil făceau pariuri, încurajări pe acolo, de asta au fost întotdeauna. Dar probabil că cele mai spectaculoase, probabil le știți din orele de istorie, au fost alea din Evul Mediu. Nu cu plic-placul de-astea cum făceau gladiatorii, ce? Astea sunt glumițe, frățică. Turniruri medievale, tată. Ia să vă mâna sus, cine știe ce sunt alea turniruri medievale? E, erau alea în care doi bezmetici, doi cavaleri, da, călare, cu o dita e lancea în mână, alergau unul spre altul și se izbeau cu lâncile alea unul așa. Și care rămânea călare pe cal, ăla câștiga și făcea prințesa din balcon. Uah, felicitări, bravo! Turnirurile medievale, hai să vedem ce-i cu ele. Au reprezentat întreceri cavalerești pe timp de pace în epoca feudală. Luptele între cavaleri organizate de mari seniori aduceau în lumina rampei adevărate vedete pentru publicul care savura spectacolul și măestria mânuitorilor de arme. Turnir este un cuvânt care provine din franceza veche și nu este altceva decât numele dat competițiilor de cavalerie sau jocurilor simulate din epoca medievală sau renaștere, undeva secole 12-16. Turnirurile medievale sau jocurile de război reprezentau o formă importantă de divertisment, apreciat atât de oameni obișnuiți, cât mai ales de nobili. Păi ce să facă și ăștia? Când n-aveau războaie, pac, puf, pac, tros, plăsc, hai la turnir. Nobilii sponsorizau competițiile și premiile pentru combatanți. Jocurile de război au început inițial ca niște un soi de simulări de luptă între doi inamici care adunau armate de mici dimensiuni. Cei doi inamici cădeau de acord asupra întâlnirii într-un loc desemnat pentru a purta acest simulacru de război. Numărul combatanților varia la început de la câteva zeci până la câteva mii, ca să vezi și ce antrenamente făceau ăștia. Prima mențiune a termenului de turnir a fost făcută într-o reglementare de pace a contelui Baldwin al III-lea de Heno pentru orașul Valencien în anul 1114, va să zic în secolul XII. În jurul anului 1125, turnirurile deveniseră populare, în special în nordul Franței. Jocuri asemănătoare cu turnirurile medievale au fost practicate și de cavaleria romană, în rândul unor trupe extrem de importante din legiune. Două echipe se urmăreau cu rândul, aruncând sulițe în atac și acoperindu-se cu scuturile în retragere. Despre aceste jocuri, denumite Hippica Gymnazia, se cunosc detalii din dovezile arheologice și literare, care arată că aveau și scopul de a impresiona audiența. Pentru aceste competiții se fabricau armuri speciale, inclusiv coifuri care le acopereau complet fețele luptătorilor împotriva rănilor accidentale. Diferite de coifurile de război care lăsau fața deschisă pentru ca auzul și vederea să nu fie limitate. Bine, trebuie să știți că romanii, de exemplu, foloseau caii în lupte sau în jocuri de felul ăsta. Comențiune, nu aveau scărița aia pe care să se sprijine. Asta a fost un detaliu tehnic pe care l-au descoperit mai târziu când au început luptele cu populațiile migratoare. Ăia mai deștepți pe zona asta de activitate erau dotați cu astfel de tehnologii, așa că erau mai siguri atunci când luptau călare, ceea ce romanii nu prea puteau să facă. E, ne întoarcem înapoi în timpul Evului Mediu Timpuriu, când astfel de jocuri de cavalerie se aflau încă în centrul antrenamentelor militare. Așa cum arată mărturiile despre jocurile de la Worms, de pildă, din 843 din secolul IX. Franța rămâne patria natală a turnirurilor, Franța de Nord și Champagne, de pildă, găzduind cele mai multe competiții de acest fel. Turnirurile au fost importante și în restul Europei în secolul al XII-lea, reprezentând un element important pentru armata medievală și viața socială, că vă spuneam că erau mulți care se hi-hi-hi, ha-ha-ha, aplaudau de pe margine, de pe acolo. Istoria menționează de asemenea un turnir celebru în 1159 la Antioh, în Siria, la care a luat parte însuși maestatea sa împăratul bizantin Manuel I Comnenul. Cronicarul englez Roger of Hovden, angajat de regele Henry al II-lea, descria turnirurile drept exerciții militare desfășurate nu în spiritul ostilității, ci exclusiv pentru antrenament și etalarea îndemânării. În Anglia, Henric al II-lea a instituit o interdicție asupra competițiilor din cauza amenințării la ordinea publică. Păi normal că se băteau ăia între ei cum ultrașinoși și din zilele noastre. Îți dai seama ce pasiune puneau ăia? Hai bă, omoară, bă, dă-l jos, bă, dă pe cal, bă, ba nu, ba da, ba ia, în sfârșit. Și atunci ca și astăzi. Totuși nu a interzis turnirurile în teritoriile sale continentale. În 1192 turnirurile sunt permise din nou în Anglia după ce Richard I a identificat locuri potrivite pentru desfășurarea competițiilor. Acestea erau pregătite din timp de principi, de duci sau de conți și nu se puteau desfășura în timpul posturilor sau în perioada marilor sărbători. Luptele din concurs erau purtate cu săbii și lângi cu vârfurile tocite, potrivit unor izvoare istorice din secolul al XIII-lea. Însă chiar și așa, competițiile evident se lăsau cu buf, au, mă doare, cu victime. Aproximativ 10% dintre competitori erau răniți și în unele cazuri luptele se finalizau chiar cu decese. Totuși numărul victimelor a scăzut simțitor după ce turnirurile au fost mai bine reglementate. Decizia de încetare a luptei aparținea seniorului care prezida competiția dintr-o tribună specială, înconjurat sigur că da de invitații săi. Competițiile constituiau și o ocazie ca marii seniori și vasalilor să demonstreze calitatea cavalerilor de care dispuneau și puterea lor financiară, întrucât aceste lupte erau și foarte costisitoare. Luptătorii erau motivați pe de o parte de notorietatea pe care o obțineau și pe de altă parte de câștigurile pe care învingătorii le primeau sub formă de daruri prețioase. Bani, cai foarte buni, armuri și nu de puține ori răsplata era mâna unei fete de sânge albastru. Deci mai mare dragul să câștigi într-un turnir. Ce se întâmpla în schimb cu învinsul nu era foarte plăcut. Acesta era luat prizonier și eliberat în schimbul unei răscumpărări proporționale cu rangul celui capturat. Aceste lupte erau și o ocazie de afișare a simbolurilor aristocrației vest-europene. Prin însemnele heraldice etalate și de exprimarea unei forme de feminism propriu evului mediu, întrucât luptele erau închinate unor tinere doamne alese de combatanți. Turnirurile civile italiene, de pildă, se desfășurau după un anumit tipar, evidențiindu-se coifurile strălucitoare fabricate de bijutierii din Florența, pentru a fi acordate ca premii. Și în turnirurile franceze și cele din Burgundia, de pildă, se acordau de obicei ca premii bijuterii. În Franța, Ludovic al IX-lea, în secolul al XIII-lea, s-a enervat și a interzis jocurile pe domeniile sale în 1260, iar succesorii săi au păstrat în mare parte această regulă. Despre turnirurile din secolul al XIV-lea se știu mai puține lucruri, dar s-au descoperit dovezi datând din 1339 din Bologna despre judecătorii competițiilor și chiar niște informații legate de scorurile obținute de cei care se băteau pe acolo. Analele istoriei au păstrat consemnări și asupra unor turniruri celebre, cum ar fi de pildă marele turnir din martie anul 1000 de la Troia, turnirul din Istmul Corintului organizat de principele de Ahaia în 1304 sau turnirul de la Chauvency din 1285 organizat de contele de Chigny, la care au participat și împăratul Rudolf de Habsburg, regele Otocar al II-lea al Boemiei și Ioan I de Brabant, cu cavaleri din Lorena, Alsacia, Renania, Flandra și așa mai departe. Deși de-a lungul secolelor s-au luat multe decizii de limitare a acestor competiții, cum a făcut, spre exemplu, Biserica Catolică, care a interzis competițiile la conciliile de la Clermont în 1130 și Lateran în 1179. Sigur, trebuie să ținem seama că în timpul acestor turniruri, mulți dintre combatanți și-au pierdut inclusiv averea. Cu toate acestea, turnirurile au continuat până spre sfârșitul Renașterii și practic cel care a pus punct acestor obiceiuri a fost Carol Temeraru, marele duce al Burgundiei, care a domnit între 1433-1477 și care s-a enervat într-o zi și a zis: bă, gata, aia terminat, ciudat ce sunt, ce înseamnă asta, vă bateți ca bezmeticii, călare cu lancile alea, cu nu știu ce, gata, un pic de seriozitate vă rog. Și uite așa, din nefericire, omenirea a rămas fără turniruri. Dar, câteva sute de ani mai târziu, omenirea, pentru care reflexul ăsta de a se uita la unii care se caftesc acolo între ei, a revenit la obiceiuri precum box, karate, parcă am spus ceva de karate, da. A, păi că am fost cu fiii mea, la locul întâi, ce să... În sfârșit mi-a plăcut, a fost fain, adică puf, pac, pac, tros, un adevărat turnir. Sunt Marcel, sunt proful vostru de istorie și ce să vă zic, păstrați măcar ideea principală din această competiție. Fiți fair play. Vă îmbrățișez. Bun, acum Alina Ciocan ne va vorbi despre trigonometrie. Știu că pare un cuvânt pompos, un cuvânt complicat, dar veți afla acum de la ea că noi folosim trigonometria în fiecare zi. Fiecare zi când scoatem telefonul din buzunar și suntem într-o țară străină și vrem să ajungem din punctul A în punctul B. Mai bine o las pe ea să vă explice exact cum stă treaba cu trigonometrie. Bună, sunt Alina, profata de mate. Astăzi o să începem capitolul de trigonometrie și o să vorbim despre cercul trigonometric, lecție ce face parte din programa clasei a 9-a. Ei, știu că nu sunteți prieteni așa buni cu trigonometria, pentru că sunt multe formule și parcă nimic nu are sens. La ce ne trebuie trigonometria? Să tragem aer în piept și să o luăm încetișor. Trigonometria se ocupă de măsurarea unghiurilor unui triunghi. Deci discuția noastră trebuie să pornească de la unghiuri, deci este momentul să mergem la tablă. Unghiul este figura geometrică formată prin intersecția a două semidrepte cu aceeași origine. Măsura unghiului se referă la ce? Se referă la deschiderea dintre cele două semidrepte. De obicei, unghiurile le notam cu 3 litere sau o literă. De exemplu, acesta este unghiul AOB, da? Litera din mijloc reprezintă vârful. Și pot să mai spun că este unghiul O, de exemplu, și spuneam că măsura lui este, de fapt, deschiderea celor două semidrepte. Îți amintesc că suma măsurilor unghiurilor formate în jurul unui punct este de 360 de grade. Cum cercul este format din toate punctele situate la aceeași distanță față de un punct fix, înseamnă că măsura cercului este de 360 de grade. De aici, toate unitățile de măsură pentru unghiuri se bazează pe diviziuni ale cercului. Gradul sexagesimal reprezintă a 360-a parte dintr-un cerc. Și notam asta ca un grad, da? Cu cerculeț deasupra. A 60-a parte dintr-un grad sexagesimal se numește minut. Iar a 60-a parte dintr-un minut se numește secundă sexagesimal. Deci asta înseamnă că un grad este egal cu 60 de minute, notam așa, egal cu 36.000 de secunde. Până aici toate bune și frumoase, lucruri pe care le știm, poate, și din clasele mai mici. Cum mai știm că măsura unui unghi cu vârful în centrul cercului, deci măsura unghiului la centrul cercului, este egală cu măsura arcului sub întins lui. De exemplu, dacă avem acest cerc de centru O și avem AB, unghiul AOB, măsura unghiului AOB este egală cu măsura arcului AB. Da? Bun, evident că deja intuim, da, legătura între unghiuri și cerc, cum am spus și de la început. Bun, aici vom introduce radianul ca măsură a arcelor de cerc. Un radian corespunde unui arc de pe cercul de rază R care are lungimea egală cu R. Deci vom scrie că măsura arcului AB este egală cu un rad de la radian. Deci asta înseamnă că și unghiul AOB are tot un radian. De obicei nu mai scriem pentru măsura unui unghi, respectiv arc, cuvântul rad. Când nu apare gradul sexagesimal sau submultiplii lui, atunci se înțelege că măsura unghiului este în radiani. Pe noi ce ne interesează acum este cum transformăm din grade sexagesimale în radiani. Știm că unghiul drept, da, subîntinde un sfert de cerc de lungime 2 pieri pe 4. Nu? Asta înseamnă că dacă am unghiul de 90 de grade, nu? El îi corespunde unui arc de cerc de lungime 2 pi r pe 4, da? Este o pătrime din lungimea cercului. Asta înseamnă că pot să-l scriu ca 2 pi pe 4 ori r, care înseamnă pi pe 2 ori r. Deci, cum un radian corespunde unui arc de cerc de pe cercul de rază r, care are lungimea r, asta înseamnă că 90 de grade este egal cu pi pe 2 radiani. Bun. Înseamnă că unghiul de 180 de grade, nu? O să îi corespundă pi radiani. Asta înseamnă că putem să aflăm corespondentul în radiani pentru fiecare măsură, da, pe care am întâlnit-o până acum la unghiuri. Nu? Dacă ne gândim la triunghiul dreptunghic, întâlneam unghiul de 45 de grade, da, unghiul de 30 de grade și unghiul de 60 de grade. Eu pot să spun acum că dacă pentru 180 de grade am pi, atunci pentru 45 de grade o să am x. Ok? Ei bine, ideea e că dacă 180 de grade reprezintă pi, ar trebui să mă gândesc, practic, x-ul este cât? Este 45 de grade ori pi pe 180 de grade și vom simplifica și vom obține că este pi pe 4, da? Bun, și tot așa, dacă vreau să aflu corespondentul pentru 30 de grade, acesta o să fie pi pe 6, da? Dacă pi reprezintă 180, pot să mă gândesc că 180 împărțit la 6 este 30 de grade. Și pentru 60 de grade, în radiani, vom avea pi pe 3. Bun, cum spuneam, aceste unghiuri așa des întâlnite le știm dintr-un triunghi dreptunghic. Și dacă tot am adus aminte de el, haideți să ne amintim cum definim funcțiile trigonometrice. Așadar, dacă am un triunghi dreptunghic în A, un triunghi ABC dreptunghic în A, BC va fi ipotenuza, AB și AC vor fi catetele. Sinusul este cateta opusă pe ipotenuză. Cosinusul este cateta alăturată pe ipotenuză, tangenta este cateta opusă pe cateta alăturată și cotangenta este cateta alăturată pe cateta opusă. Și ne amintim că tangenta este raportul dintre sin pe cos, cotangenta este cos pe sin sau inversa tangentei. Și atunci, dacă eu aș aplica peste unghiul B aceste funcții trigonometrice, am avea că sin de B este cateta opusă, adică AC pe BC. Cosinus de B este AB pe BC, tangentă de B este AC pe AB și cotangentă de B este AB pe AC. Dacă aplic și pe unghiul C, o să am că sinus de C este AB pe BC, cosinus de C este AC pe BC, tangentă de C este AB pe AC și cotangentă de C este AC pe AB. Și ce observăm? Că, de exemplu, sinusul lui B și cosinusul lui C sunt egale, AC pe BC, da? Și cum știm că unghiurile ascuțite într-un triunghi dreptunghic sunt complementare, atunci vom avea următoarele relații. În loc de B aici aș putea să scriu pi pe 2 minus C, da? Deci sinus de pi pe 2 minus C practic este cos de X. Deci sinus de pi pe 2 minus X este cos de X, cosinus de pi pe 2 minus X este sin de X și tangentă de pi pe 2 minus X este cotangentă de X și bineînțeles că dacă aplic cotangent pe pi pe 2 minus X obțin tangentă de X. Cu aceste informații în minte, să vedem ce este cercul trigonometric. Cercul trigonometric este cercul de rază de lungime 1. În sistemul de coordonate X, O, Y, considerăm cercul de centru O, da, originea sistemului, și rază 1. Să punem și OX și OY. Bun, aici avem 1, Aici avem atunci minus 1, 1 și minus 1. Iar sensul de parcurgere este invers față de sensul acelor de ceasornic. Poate că știm asta din anii trecuți. În sistemul X Y avem 4 cadrane. Acesta va fi cadranul 1 și cadranul 2, cadranul 3 și cadranul 4. Axa OX este axa cosinusului. Deci cosinusul se plimbă pe axa OX. Cos. Axa OY este axa sinusului. Deci aici avem sinus. Bun. Cum îmi place mie să zic, pe axa OX se plimbă cos și pe axa OY se plimbă sin. De exemplu, cum ar arăta un unghi de 45 de grade? Noi știm că axele sunt perpendiculare, da? Deci aici vom avea un unghi drept. Bun, unghiul de 45 de grade va fi format de bisectoarea primului cadran, da? Deci construim bisectoarea și aici vom avea un unghi de 45 de grade. Dar cât reprezintă pe cerc? Cât reprezintă arcul acesta de cerc? Ei bine, el reprezintă pi pe 4. Ok? Bun, deci cosinusul de pi pe 4, după cum știm din clasele mai mici, este radical din 2 pe 2. De ce va fi radical din 2 pe 2? Practic, trebuie să trasez aici, da? Să proiectez acest punct pe axa OX. Cosinusul reprezintă valoarea de aici, ok? Și se formează un triunghi dreptunghic isoscel. Ok, dar ce se întâmplă atunci când unghiul nostru este pi pe 2, pi, 3 pi pe 2 sau 2 pi? Hai să vedem. Pe cerc, aici, punctul acesta, reprezintă 0 radiani. Da? Pentru că, practic, translatez, dar latura aceasta a unghiului coincide cu latura OX, deci este unghiul nul. Aici, pe cerc, am pi pe 2 radiani. Observ unghiul de 90 de grade. Aici o să fie pi, am unghiul de 180 de grade. Aici este unghiul de 3 pi pe 2, 270 de grade. Și mă întorc în 0, care este același lucru cu 2 pi. Și atunci, de exemplu, cât o să fie cosinus de pi pe 2? Cosinus de pi pe 2 este egal cu... Pi pe 2 se află pe axa OY. Cosinusul este pe axa OX, asta înseamnă că va fi egal cu 0. Dacă vreau să calculez sinus de pi pe 2, sinus de pi pe 2 cât o să fie? Pi pe 2 se află aici, da, pe axa OY, unde se plimbă sinusul, și atunci o să mă uit de la 0 până la pi pe 2, adică o să fie egal cu 1. Dacă vreau să calculez, de exemplu, cosinus de pi, mă uit, pi se află pe axa OX și mă uit de la 0 până la minus 1, da, se va duce cosinusul, deci o să fie minus 1. Ei bine, acum ce credeți că vom face? Vom face tabelul pe care îl știam inițial din clasa a 7-a, doar că vom adăuga și noile unghiuri și le vom scrie în radiani. Deci, avem x sin x cos x tangent de x cotangent de x și avem 0 pi pe 6, pi pe 4, pi pe 3, pi pe 2, pi și 3 pi pe 2. Acum, hai să ne amintim. Sinus de 0, pot să fac asta pe cerc, uitându-mă pe cerc, da? Sinus de 0 este 0. Ok? Pentru că 0 pe cerc, radian, se află aici și sinusul se plimbă pe axa OY. Deci aici o să fie 0. Apoi, la pi pe 6 este 30 de grade și știm că este 1 pe 2. Da? Dacă vă mai aduceți aminte, puneam peste tot numitor 2 și în ordinea numerelor de pe tricou, cum spuneam, puneam 1, 2 și 3 și puneam radical. Da? Radical, sinus de pi pe 4 e radical din 2 pe 2, sinus de pi pe 3 e radical din 3 pe 2 și dacă fac aici în pi pe 2 la fel, am radical din 4 pe 2, care e 2 pe 2, care este 1. Dacă mă uit pe cercul trigonometric, la pi pe 2, dar sinus de pi pe 2 este 1. Apoi, sinus de pi. Sinus de pi cât o să fie? Pi se află pe axa OX, sinusul e pe axa OY, deci o să fie 0. Iar la 3 pi pe 2, adică la 270 de grade, o să avem valoarea minus 1. Bun, acum pentru cosinus. Cosinus de 0. Cosinus de 0 am spus că este 1, da? Cosinus de 0 este 1, cosinus de pi pe 6 este radical din 3 pe 2, cosinus de pi pe 4 e radical din 2 pe 2, cosinus de pi pe 3 este 1 pe 2 și cosinus de pi pe 2 este egal cu 0. Acum, cosinus de pi, da, este minus 1, iar cosinus de 3 pi pe 2 este 0. Și acum, ca să fac pentru tangentă, știu că tangenta este sin pe cos. Deci o să am 0 pe 1 care este 0, 1 pe 2 pe radical din 3 pe 2 care este 1 pe radical din 3, aici o să ne dea 1, aici radical din 3 pe 2 pe 1 pe 2 este radical din 3, aici nu există pentru că nu pot să fac 1 supra 0, aici este 0 și aici nu există. Cotangentă de 0. Cotangentă de 0, cotangenta știm că este cos pe sin, 1 pe 0 nu există, la pi pe 6 este inversa tangentei, deci o să am radical din 3, 1, 1 pe radical din 3, aici o să fie 0, nu o să existe și 0. Deci, practic, dacă știu să fac tabelul pentru sin și cos, știu că știu și pentru tangentă și cotangentă. Bun. Acum, ideea este că dacă înțelegem cercul trigonometric, ne este de folos în cazul în care uităm anumite valori ale unghiurilor la examen. Până aici sper că toate sunt bune și frumoase, să vedem cum putem face trecerea de la un cadran la altul. Haideți să vedem ce înseamnă că reduc la primul cadran. O să am aici 1, 2, 3 și 4 cadranele, originea X și Y. Și să spunem că avem aici un unghi. Bun. Alfa. Ok. Și să spunem că în radian el este X. Și atunci, dacă vreau să văd cum pot să reduc din cadranul 2 în cadranul 1, da? Pentru că noi, în principiu, știm valorile funcțiilor în primul cadran. Dacă ne uităm pe tabel, pi pe 6, pi pe 4, pi pe 3 sunt în primul cadran, în intervalul de la 0 până la pi pe 2. Și atunci, dacă vreau să văd în cadranul 2, în cadranul 2 îi duc proiecția și atunci unghiul nostru care va fi? Practic o să fie pi minus X, nu? Că vreau să aflu unghiul acesta. Deci trebuie să-l scad practic pe alfa, dar noi avem în radiani X. După aia, dacă mă duc în cadranul 3, aici o să avem pi plus X, iar în cadranul 4, ăsta o să fie tot alfa, deci o să am 2pi din tot cercul, trebuie să scad X. 2pi minus X. Deci, trebuie să vedem, practic, 5pi pe 3 în ce cadran este. Ideea este așa, că eu știu valoarea pentru pi pe 3, da? Și atunci, cum pot să fac să-l scriu pe 5pi ca să ajung la un pi pe 3? Dacă pe 5 îl scriu ca 3 plus 2, o să-mi rămână un 2pi pe 3. Dar pot să scriu ca un 6pi, nu? Minus pi pe 3, care este 2pi minus pi pe 3. Asta înseamnă că sunt în cadranul 4. Deci, practic, eu trebuie să trec din cadranul 4 în cadranul 1. Bun, cum pot să mai îmi dau seama în ce cadran sunt? Păi trebuie să intuiesc cam câte grade ar fi aici, nu? Că eu în cadranul 4 am de la 270 de grade până la 360 de grade. Deci trebuie să văd cât este 5 ori pi supra 3, da? Și să văd că valoarea este undeva între 270 și 360. Deci asta înseamnă că sinus de 5 pi pe 3 este același lucru cu sinus de 2 pi minus pi pe 3. Bun. Dar acum sinusul în cadranul 4, da, este negativ. Asta înseamnă că o să fie egal cu minus sin de pi pe 3, deci va fi egal cu minus radical din 3 pe 2. Ok, mai avem cosinus de 5 pi pe 4 și 2 pi pe 3, pe care o să te rog să încerci tu, ca temă, să faci reducerea la primul cadran, urmărind exemplul pe care l-am făcut eu. Atât pentru azi, hai cu mine pentru că vreau să-ți mai povestești ceva. La cine ajută, domne, trigonometria asta? Totul a început atunci când niște matematicieni s-au gândit cum pot determina distanța dintre două puncte situate, de exemplu, de o parte și de alta a unui munte, fără să fie nevoie să traverseze muntele. Așadar, pe la începutul secolului al XVIII-lea, oamenii de știință au alcătuit meridianul care străbate Franța, pornind de la o succesiune de triunghiuri virtuale de la nord spre sud. Punctele de plecare au fost alese pe înălțimi, de exemplu, pe munți sau coline, de unde era posibil să fie văzute și alte puncte pentru a putea măsura unghiurile dintre ele. Și de aici a început trigonometria. S-au aplicat sinusuri, cosinusuri, tangente pe aceste unghiuri și s-a folosit asta până la sfârșitul secolului 20, atunci când au apărut sateliții. Chiar și GPS-ul pe care toată lumea îl folosește azi are la bază trigonometria. În fiecare moment traiectoriile sunt determinate de poziția relativă față de 4 sateliți care le urmăresc din spațiu și calculează niște funcții trigonometrice. Deci, datorită trigonometriei, nu mai trebuie să ținem minte drumul de întoarcere sau după câte străzi să o luăm la dreapta, pentru că, nu este așa, avem tot timpul cu noi un telefon cu GPS. Ei, atât pentru azi, ne vedem lecția viitoare. Bun, până mergem la Alina Hristea, profa noastră de limbă și literatură română, vreau să vă reamintesc că dacă scanați acest QR code de pe ecran, vă va duce direct în playlistul After School, unde veți vedea absolut toate lecțiile predate aici, dar mai multe despre asta la finalul emisiunii. Acum, Alina Hristea începe o serie de 3 emisiuni în care vă va prezenta, să spunem, un subiect simulare pentru examenul de bacalaureat. Vă va ajuta să vă antrenați mintea pentru ce va urma când veți da examenul în vară. Așa că o las pe Alina Hristea să rezolve alături de voi un subiect propus de antrenament pentru Bacalaureat 2023. Salutare! Sunt Alina Hristea, profa ta de limba și literatura română. Astăzi ne propunem să discutăm despre subiectul model pentru examenul național de Bacalaureat 2023. Astfel, dacă ești de acord, haide să începem! Examenul național de bacalaureat are 3 subiecte. La primul subiect vei găsi un text la prima vedere. Non-literar. Pe baza acestuia vei avea 2 părți. Partea A cuprinde 5 itemi. Fiecare item de aici are repartizate 6 puncte. Partea B cuprinde redactarea unui text argumentativ care va trebui să aibă minimum 150 de cuvinte. Subiectul al doilea aduce în prim plan un text literar, epic, liric sau dramatic și o serie de cerințe pe baza înțelegerii și comentării acestuia. Ultimul subiect, al treilea, îți solicită redactarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte despre opera unui autor canonic. Așa cum îți spuneam anterior, subiectul 1 aduce în prim plan un fragment dintr-un text non-literar, de această dată din volumul Dintr-un secol de viață scris de Celălalt de la Vrancea. Pe baza acestui fragment există o serie de cerințe. Primul item de aici îți solicită indicarea sensului expresiei la repezeală. Din cele 6 puncte acordate, 4 vor fi pentru explicarea acestei structuri. Răspunsul adecvat ar fi repede sau grăbit. Un punct vei primi pentru formularea răspunsului tău într-un enunț, iar celălalt punct rămas pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație. Itemul al doilea îți solicită menționarea a două trăsături fizice ale lui Ion Luca Caragiale, utilizând informații din textul dat. Pentru rezolvarea acestui item este necesar să privești textul și să extragi de acolo informațiile de care ai nevoie. Fac aici o precizare foarte importantă pentru tine. În barem, informațiile notate nu sunt cu ghilimele, ci rescrise. Hai să-ți explic la ce mă refer. Structura ochii mari ar trebui scrisă de către tine între ghilimele. Însă, dacă folosești secvența ochi mari, aceasta nu e necesar să conțină semnele citării. Cerința cu numărul 3 solicită precizarea domeniului literar în care activase fiul scriitorului pe nume Mateiu Caragiale. Pentru a face corect acest item, e necesar să numești domeniul cultural și astfel vei primi 2 puncte și să-ți justifici alegerea cu o secvență semnificativă de la nivelul textului, pentru care vei mai primi încă 2 puncte. Răspunsul corect aici ar fi domeniul cultural în care activează Mateiu Caragiale este literatura sau domeniul literar, iar secvența semnificativă care justifică această alegere este, citez, avusese un fiu, Mateiu, care a fost mai târziu un prozator și poet foarte talentat. Aici, fii atent sau fii atentă la cerință. Mulți dintre elevi greșesc și consideră că domeniul la care face cerința referință este referitor la ile Caragiale și nu la fiul său. Fiecare cerință se citește de minimum 2 ori pentru a ne asigura că am înțeles și că putem rezolva corect. A 4-a cerință îți solicită explicarea motivului pentru care, în viziunea autoarei, Ion Luca Caragiale scrie cu dificultate. Pentru a răspunde corect la această întrebare, e necesar să folosești primul paragraf al textului fragmentar, unde îți va spune că ocolea detaliul nesemnificativ, alegea cu grijă și nuanța în frazele scurte, de aceea scria greu. Acest citat te ajută să-ți dai seama că motivul din spatele scrierii dificile este perfecțiunea, adică dorința autorului de a scrie perfect. Pentru precizarea motivului vei primi 2 puncte, iar pentru explicarea acestui motiv încă 2 puncte. Hai să-ți explic ce ar trebui să faci aici pentru a răspunde corect. Nu vom spune citez ocolea detaliul nesemnificativ, așa cum este scris în text, ci vom reformula afirmând că autorul evită să scrie lucruri care nu aveau nuanțe, care nu erau esențiale, care nu erau importante și acorda totodată atenție sporită ordinii cuvintelor în enunțuri. Pentru ultima cerință de la partea A a subiectului întâi, trebuie să numești atitudinea pe care o are Caragiale față de locuitorii de pe strada sa din Berlin, așa cum reiese din text și trebuie să explici această atitudine. Dacă vei reuși să numești această atitudine, de exemplu, de prietenie sau de bunăvoință, și fac aici o paranteză că e necesar să fie sub formă de substantiv, vei primi 2 puncte. Dacă reușești să o și precizezi nuanțat și adecvat, încă 2 puncte. Dacă doar vei încerca să oferi un răspuns complet, fără să-l faci să fie neapărat exact, o să-ți dea un singur punct. Pentru a reuși să răspunzi corect, e necesar să folosești paragraful acesta, unde vei citi că el se împrietenise cu oamenii și că își permitea glume cu aceștia. Probabil că ai observat că am tot spus că vei primi 2 puncte și încă 2 puncte, ceea ce face ca de fiecare dată să mai rămână încă 2 puncte. Îți aduc aminte sau îți spun pentru prima dată că la partea A a subiectului 1 este acordat un punct pentru formularea răspunsului tău într-un enunț, mai puțin la itemul 5, unde e necesar pentru a primi acest punct să respecti limita impusă, ceea ce înseamnă că nu poți scrie nici 29 de cuvinte, nici 51. Știu! Neașteptat, nu? Iar celălalt punct rămas este acordat pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație. Și dacă toți suntem la punctele acordate pentru redactare, poate ar fi bine să zic așa ca fun fact că în total pentru toată lucrarea ta sunt acordate 32 de puncte. Știu, mult, nu-i așa? Hai, acum, dacă ești de acord cu mine, să trecem la partea B a subiectului 1. Aici ai de redactat un text în care să argumentezi dacă muzica este sau nu importantă în viața oamenilor, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Dintr-un secol de viață de Celălalt de la Vrancea, cât și la experiența personală sau culturală. În redactarea textului vei avea în vedere următoarele repere: formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente. Pentru a primi cele 6 puncte acordate redactării, va trebui să utilizezi corect conectorii în argumentare, să respecti normele limbii literare, adică de exprimare, de ortografie, de punctuație, să ai textul bine așezat în pagină, lizibil, adică să se înțeleagă ce scrii și să te încadrezi în numărul minimum de cuvinte acordate. Să detaliem. Primul paragraf ar trebui să fie unul în care prezinți la modul general ce este muzica. Apoi, în următorul, îți vei exprima punctul de vedere folosind un conector specific, precum "în opinia mea", urmat de reluarea ideii enunțate de cerință. Din al treilea alineat începe argumentarea propriu-zisă și pentru a reuși să primești cele 4 puncte acordate aici, va trebui pe de-o parte să enunți argumentele, pe de altă parte să le dezvolți. Ca să fie mai simplu pentru tine, uite la ce mă refer. Urmează partea aceea în care va trebui să exemplifici. Un exemplu va trebui să fie obligatoriu pe baza textului dat. Acesta este valoros căci are 3 puncte în bare, iar celălalt e necesar să fie personal sau cultural și vei primi un singur punct. Aceste exemple se introduc tot prin conectori specifici precum "de exemplu" sau "de pildă". Aici sigur că poți vorbi despre tine sau despre un membru al familiei tale pentru care muzica este importantă, dar recomand exemple cu care să depășești caracterul banal. Astfel, îți aduc aminte de efectul Mozart. Efectul Mozart este o denumire inventată de Alfred Tomatis pentru a denumi presupusa intensificarea dezvoltării creierului care se produce la copiii sub 3 ani dacă ascultă muzica lui Mozart. Ideea efectului Mozart a apărut în anul 1993 la Universitatea din California, unde medicul Gordon Shaw și Francis Rocher, un fost violoncelist de concert și expert în dezvoltare cognitivă, studiază efectele pe câteva zeci de studenți de la colegiul pentru a asculta în primele 10 minute o sonată pentru 2 piane în re major de Mozart. Cercetătorii au descoperit o îmbunătățire temporară a gândirii spațial-temporale măsurată prin testul Stanford Binet. Ultima parte este concluzia. Aceasta reia ipoteza, adică opinia ta. Va fi scrisă la persoana a treia și nu va aduce nicio informație nouă. Hai să vedem ce putem reține de astăzi. Am discutat despre structura subiectului examenului național de bacalaureat, despre modul în care sunt acordate punctele în cadrul subiectului 1 și despre structura argumentativă. Hei, lecția noastră continuă data viitoare, când vom discuta despre cum să rezolvi subiectul al 2-lea. Îți mulțumesc pentru astăzi! Până data viitoare, nu uita, într-o lume în care poți fi orice, alege să fii bun! Pe curând! Acum că am ajuns la final, vreau să vă povestesc despre unde ne găsiți și cum puteți vedea absolut toate lecțiile predate aici. Așa cum spuneam și mai devreme, noi suntem și pe canalul YouTube Metropola TV în playlistul After School, unde găsiți absolut toate lecțiile predate aici. Ați văzut că Alina Hristea v-a arătat puțin din exercițiul de antrenament pentru BAC 2023, dar Alina Ciocan, profa noastră cool de matematică, v-a prezentat acum ceva vreme și subiectul propus de antrenament pentru bacalaureat, proba de matematică. Așa că puteți relua exercițiile acelea până considerați voi că sunteți pregătiți. Spre finalul anului, când vom trece prin materie, prin absolut toată materia, vom avea mult mai multe exerciții de acest fel. Nu uitați că dacă vreți să ne vedeți și în weekend, suntem în reluare. Sunt Ionuț, proful vostru de dirigenție și ați urmărit After School Învățăm Împreună.